Astăzi, ca de obicei, citind Cuvântul lui Dumnezeu, am găsit la Habacuc, la capitolul 1, versetul 11, un lucru interesant. Mie îmi place ca, ori de câte ori citesc, să rămân cu ceva și astăzi, am rămas cu următorul gând. Apoi, aprinderea i se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Și este foarte des întâlnit faptul acesta că oamenii l-am înlocuit pe Dumnezeu cu orice. Dar din textul ăsta rezultă că oamenii l-au înlocuit pe Dumnezeu cu ei înșiși. Puterea lui o ia drept Dumnezeu al lui. Mă gândesc cât de departe a căzut omenirea ca să se poată substitui lui Dumnezeu în orice fel. Dumnezeu are dreptul să hotărască, să conducă, pentru că are puterea. Toată puterea a fost dată în ceruri și pe pământ. Când omul ajunge să-și ia puterea lui, puterea lui să o ia drept Dumnezeu al lui, nu poate fi o desconsiderare mai mare decât aceasta. Dumnezeu ar putea foarte ușor să demonstreze că are toată puterea în cer și pe pământ. Dar în bunătatea sa nu vrea moartea păcătosului. El vrea ca mai degrabă să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Deci astăzi am plecat cu gândul acesta ca nu cumva, dacă Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat putere, ne-a dat înțelepciune, nu cumva acestea să se substituie lui Dumnezeu. Trista realitate este că puterea oamenilor din zilele noastre depășește capacitatea lor de rezistență. Oamenii au în diplomatul lor puterea atomului, au puterea extraordinară a armelor. Ori nu se mai sincronizează puterea spirituală cu puterea fizică, cu puterea atomică. Nu. La ora actuală este un mare dezechilibru, în sensul că omul, din punct de vedere spiritual, a rămas la un nivel redus și, din punct de vedere al dezvoltării, al electromagnetice, al tuturor forțelor care, după ce omul a ajuns pe lună, a început și mai mult ca puterea lui să o ia drept Dumnezeu al lui. Cu gândul ăsta am început această zi și aș vrea să împărtășesc tuturor să nu facem greșeala aceasta, pentru că noi înșine, prorocul Isaia spune că suntem un praf, în această cumpănă a vieții. Nu suntem nimic noi. De fapt, am și scris în ziua când am împlinit 81 de ani, m-am gândit ce pot să transmit mai potrivit generațiilor viitoare și am zis că arta de a distinge dintre umbre și adevăr este cel mai important lucru. Puterea aceasta e o umbră. Viața însăși este o umbră. Și Apostolul Iacov spune: ce suntem noi? Da, un suspin de o clipă, spunea fratele Traian Dorz într-o mică poezie. Ce suntem noi, Doamne, umbră și părere? Un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne aduce și ne ia pământul, izvorâm ca apa și plecăm ca vântul. Suntem atât de
firavi. În universul acesta lui Dumnezeu noi n-avem nimic. Suflarea vieții noastre este Domnul Iisus, puterea vieții noastre este El. Nu avem nimic. Cu atât mai mult să ne vedem micimea noastră în fața universului. Eu am zis că cine vrea să se vadă cum este, să ajungă la piramide, că acolo când am ajuns în fața piramidelor, am zis, orice om care se crede mare trebuie să ajungă aici ca să vadă cât este de mic. Dar piramida Evangheliei, puterea lui Dumnezeu este infinită, cu nimic nu se poate compara de pe pământ. Dumnezeu să ne ajute ca să nu ne substituim puterii sale infinite. Amin.